Adina Diaconu a revenit printre colegi după mai bine de 3 săptămâni în care a demonstrat că este una dintre cele mai valoroase sportive din lume la tenis de masă. Ea s-a întors de la campionatul mondial desfășurat în Africa de Sud cu 2 medalii extrem de importante. Primirea făcută de colegii de la liceul la care învață a impresionat-o foarte mult pe campioana mondială. Da, a fost o mare surpriză pentru mine și prin acest lucru țin să mulțumesc domnului director de la Colegiul Tehnic Alexe Marin, profesorilor care m-au susținut și m-au ajutat în toți acești ani, pentru că fără ei nu aș fi putut să plec foarte mult la concursuri. Sunt foarte fericită acum, am ajuns și acasă, am avut o primire călduroasă din partea liceului. Drumul spre performanță nu a fost ușor și a presupus multă muncă, ambiție și talent. Cum a reușit să se impună și se urce pe podiumul mondialelor, ne-a dezvăluit chiar ea. Probabil a fost contracandidate. Au fost foarte bine pregătite, la fel cum așteptam. În semifinală am jucat cu o sportivă din Hong Kong, dar am avut foarte mari emoții. Din păcate, emoțiile m-au doborât puțin pentru că nu am putut să joc chiar la capacitatea mea, dar pentru a intra în semifinală am fost foarte decisă, am intrat hotărâtă la masă și jocul mi-a intrat, a fost totul foarte bine. Rezultatele obținute de Adina Diaconu nu reprezintă o surpriză pentru specialiștii din domeniu sau cei care i-au modelat drumul spre marea performanță în tenisul de masă. Păi, a fost cel mai important concurs al anului pentru noi, Campionatul Mondial de Tineret. O competiție foarte dificilă și din faptul că la această competiție participă continentul asiatic, un zid puternic care este greu de trecut. Noi am reușit în acest an să-l trecem. Au jucat foarte bine fetele, s-au mobilizat, s-au concentrat, și-au dorit și s-a și realizat până la urmă. Este sportivul model care ar trebui poate toți sportivii din România să-i ia exemplu, pentru că să faci niște performanțe nu se pot obține fără sacrificii, în primul rând din partea ta personală. După aceea vin restul factorilor care participă și concură la un bun rezultat. Cred că tenisul de masă din România trebuie totdeauna văzut cu și mai buni ochi, și mai mult susținut, pentru că știm bine că aducem foarte multe rezultate pe plan internațional. Rezultatele deosebite obținute de Adina Diaconu în competițiile naționale și internaționale i-au adus Adinei titlul de cea mai bună sportivă a județelor Timiș și Olt.